Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou pas informativ. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul Paștelui. Postul Mare sau postul 40-mii, cum este numit în popor, este cel mai lung post din calendarul creștin ortodox și durează 7 săptămâni, fiind unul dintre cele mai restrictive. Postul alimentar trebuie însoțit de abstinență, dar mai ales de o bună conduită morală. Tradiția creștină spune că prin post ne purificăm trupește, dar mai ales sufletește, pregătindu-ne astfel pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Regulile bisericești au stabilit că zilele rânduite pentru ajunare, adică abținerea totală de la mâncare și băutură, sunt lunea și marțea din prima săptămână a postului, iar în ultima săptămână a postului, numită și a patimilor, se ajunează luni, marți, miercuri, vineri și sâmbătă. În aceste zile se pot consuma seara doar pâine și apă. În toată perioada postului sunt două dezlegări la pește, pe 25 martie de Buna Vestire și pe 13 aprilie de intrarea Domnului în Ierusalim. Pentru noi, postul însă nu înseamnă doar abținere de la alimente, ci înseamnă o atitudine sufletească, după cum ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că nu doar stomacul trebuie să postească, ci trebuie să postească și mâinile, și picioarele, și ochii, și urechile, încât postul acesta trupesc, postul material, trebuie dublat de postul sufletesc, trebuie împletit cu rugăciunea, trebuie împletit cu milostenia, cu iertarea, cu bunăvoința față de toți ceilalți, pentru ca el să rodească. Chiar dacă postesc, medicii sfătuiesc pe oameni să nu excludă din alimentația zilnică proteinele și fibrele. Asta pentru că, spun ei, din experiența anilor trecuți, după postul Paștelui, care este cel mai aspru din an, zeci de persoane se prezintă la spital cu diverse forme de anemie și alte afecțiuni, cauzate de o alimentație săracă din punct de vedere caloric. Noi avem de-a face un fel de bătrâni care, la un moment dat, după post, vin cu anemie, vin cu afecțiuni gastrice și așa mai departe, din cauza că au exagerat. Dar nimeni nu spune ca un cetățean care este bolnav de boli cardiovasculare, diabet, de ciroză, de fel de coloculite și așa mai departe, să țină un regim drastic. Nu se poate, adică e împotriva naturii, până la urmă. Și noi, mai ales pacienții care avem noi îngrijire, în primul rând cu diabet zaharat, cei care știm în mod curent că nu ar putea să țină regimul alimentar, le dăm regimul de restricții care le avem noi pentru afecțiunea respectivă. Așa că ăsta nu e niciun păcat, nici din partea lor, nici din partea noastră. Postul se ține anul acesta, începând de astăzi, 3 martie, până pe data de 19 aprilie, inclusiv. Pe 20 aprilie, creștinii ortodoxi, dar și catolicii, celebrează învierea Domnului. Elevii de clasa 12 și în premieră cei de clasa 11 au susținut astăzi prima probă din cadrul simulării examenului de bacalaureat, cel la limba și literatura română. La această probă au participat peste 4.000 de elevi. Simularea se desfășoară după modelul examenelor reale din sesiunea iunie-iulie. Organizarea și desfășurarea acestei activități de simulare este monitorizată de Inspectoratul Școlar Județean prin inspectorii școlari teritoriali desemnați de Comisia Județeană de Bacalaureat. Potrivit calendarului oficial al simulărilor, miercuri se va desfășura proba scrisă obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba scrisă la alegerea profilului și specializării, susținută doar de elevii claselor a 12-a. În județul Vrancea, simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat se desfășoară în fiecare unitate de învățământ de nivel liceal. Proba de astăzi la limba și literatura română s-a desfășurat în condiții bune, aș putea spune. Nu s-au semnalat incidente sau probleme tehnice. Am avut un număr de 5.387 elevi înscriși la începutul anului școlar, iar prezenți astăzi la această simulare 4.911, din care 2.315 la clasa A12 și 2.596 la clasa A11. Deci am înregistrat un număr de 476 de absenți. Cum continuă examenul? Continuă cu proba matematică, la disciplina matematică. Metodologia rămâne aceeași ca și cea din vară de la examenul de bacalaureat. Sperăm ca la această simulare, probă desfășurată pentru acomodarea elevilor cu aceste condiții de examen, în final rezultatele să fie foarte bune.
Candidații spun că subiectele le-au creat probleme în sensul că nu au reușit să parcurgă toată materia. Cei mai intrigați de aceste simulări s-au dovedit însă elevii de clasa a 11-a, pentru că rezultatele obținute de ei nu vor avea nicio relevanță în testarea eventualelor cunoștințe dobândite pentru examenul ce îl vor susține abia în vara anului următor. Au fost subiecte de nivel cât de cât mediu. N-am descurcat eu personal. În ce clasă ești? 11-a. Care subiect te-a pus în dificultate mai? Subiectul 3, bineînțeles, comedia. Dar cum am spus mai devreme, m-am descurcat. Nu a fost ceva care să nu poată fi dus la capăt. Nu mi se pare chiar atât de indicat să dăm noi simulare, pentru că suntem a 11-a, nu am învățat tot ce au învățat cei de-a 12-a ca să putem să ne punem într-o anumită comparație. Dar astea sunt regulile. Familiarizați cu... Cam de vreme să ne familiarizăm așa din 13-a. Dar ne supunem regulilor. Mi se pare destul de ușor, mai ales că sunt clasa 11 și n-am terminat toată materia de bac. Care subiect ți-a pus oarecare probleme? Ultimul. Am avut de comentat relația dintre două personaje într-o comedie studiată și mi se pare mai complex atât. Mi se pare destul de simplu. Probabil subiectul 3 a fost puțin cam dificil pentru că suntem încă în martie. Deci probabil că nu toți au avut destul timp să se pregătească. Și mi s-a părut foarte acceptabil. Ce a fost la subiectul 3? La subiectul 3 a fost caracterizarea lui unui personaj dintr-un roman de Rebreanu. Și probabil că foarte mulți au ales pe Ion, din romanul Ion. Mi s-a părut destul de bine. Evaluarea lucrărilor va fi făcută în 17 centre, respectându-se principiul neutralității. Rezultatele vor fi transmise în unitățile de învățământ vineri, 14 martie 2014. Conform prevederilor procedurii specifice, notele obținute nu pot fi contestate și nu sunt consemnate în catalog. Școlile din Pisc și Mănăstioara, Comuna Fitionești, vor fi reabilitate cu fonduri de la Uniunea Europeană. Proiectul Regio, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii de învățământ școlar, Comuna Fitionești, județul Vrancea, are o perioadă de implementare de aproape 2 ani. Obiectivul general al proiectului vizează crearea premiselor necesare asigurării unui învățământ modern de calitate în vederea formării competențelor necesare elevilor pentru introducerea lor mai eficient pe piața muncii. De asemenea, se dorește asigurarea mijloacelor necesare, îmbunătățirii calității în educație și desfășurării procesului educațional la standarde europene prin modernizarea și extinderea două școli cu clasele 1-4 din satele Pisc și Mănăstioara, Comuna Fitionești, respectiv a sălii de sport și bibliotecii. Tot în cadrul aceluiași proiect, școlile vor fi modernizate cu echipamente IT și conectarea lor la rețeaua de internet. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Fitionești implementează proiectul Reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii de învățământ școlar Comuna Fitionești, județul Vrancea, cod SMIS 13328, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii școlare sociale, domeniul major de intervenție 3-4, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Acesta este programul și subprogramele prin care derulăm acest proiect. Proiectul vizează îmbunătățirea calității infrastructurii de educație prin următoarele investiții. Reabilitare, modernizare și extindere, școala generală Mănăstioara, clasele 1-4. Reabilitare, modernizare și extindere, școala generală, clasele 1-4, Fitionești, Pisc. Domnule primar, vă rog ca să-mi permiteți să vă transmit felicitările domnului președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Oprișan, și ale mele personale, dumneavoastră și echipei dumneavoastră, care au pun umărul și au pus umărul la dezvoltarea comunității din Comuna Fitionești. Vă doresc mult succes în realizarea ultimelor etape ale proiectului și, cum bine știți, ușile Consiliului Județean sunt întotdeauna deschise. Am venit cu mare drag la Fitionești să văd că o comunitate care nu este dintre cele mai mari din județ se preocupă atât de mult de modul în care vor fi pregătiți, de condițiile în care vor învăța copiii din comunitatea
locală din Comuna Fitionești, de modul în care cadrele didactice își vor desfășura activitatea, de condițiile care li se vor asigura pentru ca obiectivele pe care noi ca profesori le avem să formăm pe cei mici. Să-i formăm pentru viață, să-i formăm pentru a se putea integra mai ușor pe piața muncii, pentru a putea duce mai departe comunitatea pe care, din care provin. Proiectul Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Echiparea Infrastructurii de Învățământ Școlar, Comuna Fitionești, Județul Vrancea, beneficiază de finanțare europeană în cadrul Programului Operațional Regional Sud-Est. Valoarea totală a proiectului este de peste 8 milioane de lei. Începutul de primăvară a fost unul de foc pentru pompierii vrânceni. O persoană în vârstă de 73 de ani din Focșani a încetat din viață în această dimineață în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, iar o alta a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce locuința în care se afla a luat foc. Primul incendiu grav pe luna martie s-a produs în această dimineață la Străoane. În jurul orelor 4 dimineața, pompierii au fost alertați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui incendiu la coșul de fum al unei locuințe. Doar intervenția promptă a militarilor a făcut ca o femeie să nu piară în flăcări. Ea a fost totuși transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Un bărbat însă de 73 de ani din Focșani s-a stins din viață după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon în locuința ei cuprinsă de flăcări. 4 intervenții pentru lichidarea incendiilor s-au înregistrat la începutul acestei primăveri în doar 3 zile de către serviciile profesioniste pentru situații de urgență. 3 dintre acestea s-au produs în cursul dimineții de luni. În jurul orei 4 și 20 de minute, un apel primit prin intermediul numărului unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o locuință din localitatea Străoane. O autospecială de lucru cu apă și spumă cu un echipaj din cadrul stației de pompieri Panciu s-a deplasat la fața locului, unde s-a constatat că incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafață de circa 2 metri pătrați în jurul coșului de fum. Din nefericire, o femeie în vârstă de 46 de ani s-a intoxicat cu fum. Aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD, paramedicii transportând-o la spital după ce i-au acordat primul ajutor calificat. În cursul acestei dimineți, în jurul orei 9 și 40 de minute, un alt apel a fost anunțat la dispeceratul nostru, prin care se solicita sprijin pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Focșani, de pe strada Timiș. La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifesta în interiorul unei încăperi, în dormitorul locuinței, aici fiind identificat și trupul neînsuflețit al unui bătrân în vârstă de 73 de ani. Pompierii atrag atenția oamenilor să curețe periodic coșurile de fum ale sobelor și să evite folosirea improvizațiilor electrice de orice fel, pentru că astfel își pun viața în pericol. O intervenție similară în care o persoană și-a pierdut viața din cauza unui scurt circuit electric s-a întâmplat săptămâna trecută la Ciorăști. Având în vedere aceste aspecte, reamintim cetățenilor că riscul producerii unui incendiu din cauza folosirii cu improvizații sau necorespunzătoare a instalațiilor electrice și a coșurilor de evacuare a fumului este foarte ridicat. Astfel că reamintim să nu se utilizeze instalațiile electrice cu defecțiuni sau improvizații, iar coșurile de fum trebuie verificate periodic și reparate de personal specializat. Tot din cauza unui coș de fum necurățat, un bărbat în vârstă de 54 de ani din comuna Ciorăști a fost găsit carbonizat în propria locuință joia trecută. Elevii școlii numărul 7 din Focșan s-au întrecut la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unei interesante competiții de șah. La final, cei mai buni dintre competitorii în jocul minții au fost răsplătiți cu premii și au fost felicitați. A devenit o tradiție ca elevii acestei unități de învățământ să-și dea întâlnire în fiecare an în cadrul unui mini-turneu de șah. Organizat la inițiativa celor din conducerea școlii numărul 7 din Focșani, concursul de șah își propune să stimuleze spiritul de competiție în rândul preșcolarilor de la grădinița numărul 23, arondată școlii numărul 7. Totodată, șahul este un sport al minții, astfel că aceste competiții au și rolul de a-i stimula pe elevi. În incinta grădiniței numărul 23 Focșani, din locația școlii 7, am organizat astăzi concursul de șah Cupa Mărțișorului. Cu ocazia intrării în noul anotimp, primăvara, noi organizăm diverse activități cu preșcolarii, am confecționat mărțișoare, felicitări, iar această competiție de șah face parte dintr-un lung șir de activități, de concursuri, pe care le derulăm în parteneriat cu Direcția de Sport Vrancea și cu Asociația de Șah Vrancea și cu alte școli din oraș
copii de clasă pregătitoare, copii de grupă mare și grupă mijlocie. Elevii care s-au dovedit a fi cei mai buni la șah au fost răspătiți în final cu diplome și premii surpriză. Toți elevii au fost felicitați pentru participarea lor în cadrul mini-turneului de șah, organizat weekendul trecut la școala numărul 7 din Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult noroș și se vor semnala precipitații sub formă de ploaie. Temperaturile se vor încadra în jurul valorilor de 9 și 6 grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!